patima împărtit și vora și stupei ca trăind în libertate, rezerv și morți strămoși. De cearul lui Ștefan și școala domnească s-au marcat la noi, au fost și sunt marcăturat. Surplopii fără soț, un luceafă și un creangă, au scris tovă de aur, doi prieteni, doi titani. Bună ziua, oameni buni! Ne întâlnim la ceaiul de la ora 5, se pare, nu la cafeaua de dimineață. Așa cum am spus și ne ținem de cuvânt atâta cât ține de noi, am început săptămâna trecută emisiuni la Târgu Neamț. Astăzi continuăm aproape în același cadru cu o emisiune tot la Târgu Neamț. Înainte de a intra, de a începe emisiunea cu întrebări și răspunsuri, vreau să fac câteva precizări. Emisiunea de la Târgu Neamț, prima dintre ele, a avut, cum să spun eu, un impact neașteptat pentru mine, pentru o primă emisiune, foarte multă lume, foarte mulți oameni care au sunat, oameni care aproape că s-au auto-invitat la emisiune, dorind să spună ce cred ei despre dezvoltarea orașului, cum văd ei orașul. Vom face acest gen de emisiuni în continuare și pe măsură ce vom reuși, vom aduce cât mai multe persoane aici, în direct, în emisiuni înregistrate, pentru că orașul trăiește prin oamenii săi. Și oamenii orașului sunt cei care, până la urmă, decid viitorul acestuia. Până una alta însă, după emisiunea de săptămâna trecută, foarte, foarte multe întrebări au venit și reproșuri la adresa mea au fost că nu am insistat foarte mult pe ceea ce înseamnă surse de dezvoltare ale orașului. De aceea am ales ca de data aceasta să nu mai stăm de vorbă cu un om politic, ci cu un om care din interior, de acolo de unde se iau deciziile, poate să ne devoaleze ce înseamnă pentru un oraș mic. Un oraș mic, trebuie să spunem acest lucru, să găsească fonduri pentru dezvoltare. Numai că, mai fac o precizare, înainte de a intra în acest subiect, o să vreau să ne obișnuim de acum să avem și o rubrică care să meargă înainte de noutăți privind viața cetății. Invitată astăzi în emisiune, doamna Gianina Fedeleș, administrator public al orașului Târgu Neamț. Bună ziua, mă bucur că suntem împreună. Bună ziua, eu vă mulțumesc de invitație. Doamna Gianina Fedeleș, sunteți administrator public al orașului. Omul pe la care trec cam toate lucrurile, bune, rele, foarte bune, mai puțin bune, și le puteți vedea cu detașarea unui om care nu este, cel puțin, așa cred eu, foarte, foarte implicat politic. Orașul Târgu Neamț este un oraș care se dezvoltă. Am văzut asta în emisiunea trecută. Și astăzi eu vă spun, vreți, nu vreți, vom insista mai mult pe ceea ce înseamnă proiecte de dezvoltare, indiferent cum s-or chema ele, dacă acceptați. Cu siguranță, odată ce am acceptat invitația, da. Să accept și provocarea. Bun, dar haideți să încercăm prima dată, spuneți-ne câteva lucruri, că toată lumea asta așteaptă, toată lumea discută, ce puteți să ne comunicați de la nivelul pe care îl aveți despre ce înseamnă coronavirus în Târgu Neamț în momentul acesta. Într-adevăr, este un subiect stringent acesta al acestei boli care se răspândește atât de repede și astăzi cam toată ziua și domnul primar și noi și mai ales cei implicați în serviciile de situații de urgență am purtat discuții pe această temă. Noi deocamdată am stabilit cumva limitele fiecarei entități cu care vom colabora în această perioadă. Am convocat deja mâine, domnul primar a convocat mâine o ședință la care am înțeles că va participa și DSP-ul,
pentru că este destul de importantă prezența. E normal să vină cineva care să... în teritoriu și în funcție de, cum discutam și noi înainte de emisiune, în funcție de ce se mai întâmplă astăzi la nivel național, mâine vom putea să propunerile care s-au pus pe hârtie astăzi, vom ști mai clar cum le putem gestiona și cum le putem implementa. Dar în acest moment nu aveți, să spunem, o alertă deosebită la târg. Avem informările pe care normale, le-am primit. Da. Noi am fost implicați în gestionarea cazurilor de carantină. Ne-am făcut toate sarcinile care au depins de noi și totul a decurs foarte bine. Da, acum putem spune că s-a ieșit din carantină. Da, practic, în momentul acesta, nu, cel puțin până la ora 15, nu aveam nicio persoană din Neamț în carantină. Deci inclusiv cei patru care erau trei de la Răucești și unul de la Târgu Neamț. Da. Bun, probabil că mâine vor fi noutăți. Dacă vor fi, noi o să fim pe fază și le vom comunica imediat. Vom scrie și noi pe site-urile noastre. Vreau să vă spun că emisiunea este în direct pe Știri din Neamț și va putea fi urmărită și pe Mesagerul și pe celelalte site-uri, pe grupuri din zonă. Până atunci însă, spuneți-mi, ce noutăți a fost în oraș de săptămâna trecută de când am fost în emisiune până acum? Lucruri care, cum să spun eu, ar trebui să fie știute de oameni. Vă dați seama că exact situația de care am povestit a fost un subiect principal toată săptămâna. Toată lumea a vorbit de coronavirus, da. Ca o noutate și o veste bună pe care noi am primit-o săptămâna aceasta este faptul că mâine domnul primar va semna un nou contract de finanțare din fonduri europene. Asta este o veste bună. Da, e o veste foarte bună. Atunci intrăm direct, în subiect, dacă tot e așa. Da. Haideți să vedem. Un nou contract de finanțare. Pe ce? De această dată este un contract care vizează ambulatoriu, Policlinica orașului Târgu Neamț. După multe negocieri, noi am realizat că nu putem să depunem pentru reabilitare pe fonduri europene pentru că aveam spații concesionate și medicii de acolo deservesc populația orașului și a comunelor din jur și atunci am preferat să depunem pe dotări un proiect de aproximativ 2.300.000 de euro. Cu 2.300.000 de euro, cu cât contribuție proprie? Contribuția proprie cred că e undeva la 2%. Oh, deci este... Da, în general, cele care sunt pe autorități publice avem astfel de contribuții. Am descoperit mai nou un proiect despre care o să vă povestesc, care are zero contribuții pe situații de urgență. Deci, ambulatoriu, haideți să... Eu sunt un profan în terminologia asta medicală. Ambulatoriu, dacă nu mă înșel eu, însemna policlinică înainte. Da. Deci policlinica este clădirea de la intersecție. De la intersecție. Ce înseamnă să cheltui 2.300.000 de euro ca să modernizezi ambulatoriu? Și haideți înainte, spuneți-mi, cum s-a ajuns să ajungeți la acest proiect? Înseamnă foarte mult, vizând direct sănătatea omului, în sensul că poate un perete netencuit îl afectează mai puțin decât lipsa unei aparaturi performante. Și e și ăsta un criteriu după care putem alege la un moment dat. Dar pentru un ambulatoriu ca cel al orașului, o investiție de 2.300.000 de euro este într-adevăr una serioasă și consistentă. La nivelul orașului Târgu Neamț, cu 2.300.000 de euro poți face ceva. Da, da. Și vizează că nu le știu pe de rost și mai... Dar nu e nicio problemă. Suntem într-o emisiune deschisă, ca să spun așa. Eu citesc, să știți, nu mi-este nicio rușine. Mai multe domenii, respectiv laboratorul de radiologie și imagistică medicală, laboratorul de analize medicale, cabinetul de cardiologie, cabinet de chirurgie generală, cel de reumatologie, pneumologie, ortopedie și traumologie, medicină internă, gastroenterologie, obstetrică, ginecologie, pediatrie, adică vizează foarte multe din domeniile medicale tratate sau analizate în ambulatoriul orașului.
Banii aceștia care vor veni vor fi și, deci, în dotări și în reparații. Mai puțin reparații. Mai puțin de aceea, noi ulterior depunerii proiectului am cerut sprijinul Consiliului Județean, care chiar a subscris imediat și anul trecut am primit o finanțare în ceea ce privește acoperișul acelui pavilion și anul acesta am făcut deja solicitare pentru anvelopare. Ceea ce n-am putut prinde datorită faptului europene, că erau concesionate, asta fiind o condiție, n-am putut prinde pe reabilitare, am obținut dintr-o altă sursă, printr-o foarte bună colaborare pe care vreau să o știți cu Consiliul Județean Neamț. Da, aici, cel puțin în domeniul sanitar, în domeniul medical, aici nu se poate discuta, da, chiar au fost întotdeauna sprijin. Și la Târgu Neamț s-a... Nu numai la Târgu Neamț, să știți. Și Târgu Neamț, dar în general. Bun. Cum s-a ajuns la acest proiect? Eu știu că la nivelul fiecărei primării există compartimente. La Târgu Neamț, la un moment dat, chiar am și scris în Mesagerul, s-a creat o echipă. Vorbiți-ne un pic despre ea. Sunteți și membru al echipei, ca să zic așa. Da, cred că ar fi corect să precizez și important că e o echipă formată de domnul primar pe care poate vi se pare ciudat, dar chiar el o coordonează. Dar nu mi se pare ciudat deloc. Mi s-ar părea foarte ciudat să nu coordoneze. Mai sunt primării la care nu se întâmplă asta, dar nu e cazul nostru. Pentru că e un domeniu foarte important pentru dumnealui și pentru ce și-a propus să facă. Și atunci, inclusiv poate atragerea mea în echipă, a fost clar tot inițiativa dumnealui. Doar știți că în primă instanță am fost consilierul dumnealui. Da, și după aceea ați ajuns. Da, și după aceea am ajuns administrator public. Și în anii următori, dumnealui a propus înființarea acestui birou de proiecte cu membrii ai biroului, mai vechi, cu o foarte bună experiență și foarte buni profesioniști, dar și cu personal tânăr. Pentru că și viziunea tinerilor poate fi uneori diferită de cei implicați deja de câțiva ani în astfel de activități. Și a contat. Și a meritat? A fost o opțiune bună asta a dumnealui. Da, a meritat? Chiar a meritat. Cred că se vede. Atunci, haideți să luăm așa. Haideți să vedem cât a meritat și cât a adus echipa asta pentru orașul Târgu Neamț. Și, de fapt, cred că mai corect este și cât va aduce. Da, pentru că... Deși suntem în postura în care putem vorbi deja de ce am adus, adică putem spune că am avut reușite și am făcut ceva, dar mai sunt încă foarte multe proiecte aflate în evaluare. Sunt încă proiecte în lucru foarte importante pentru noi și de foarte mare anvergură și cred că da, corect ar fi să le prezentăm așa, proiectele care sunt finanțate deja, proiectele care sunt în evaluare și proiectele care se află în lucru. Da. Bun, haideți să vedem care sunt aceste proiecte. În acest moment avem destul de multe proiecte contractate. O să încep cu cel mai mare și care a fost și acesta destul de disputat și discutat. În zona parcului cetate și în zona stadionului, domnul primar a inițiat un proiect de pe vremea când eu nu eram în primărie. Și de ce povestesc asta? Poate pentru a explica mai bine cât durează și câte modificări se fac pe parcurs să discutăm noi astăzi despre un proiect finanțat pentru care s-a semnat contractul de execuție lucrări săptămâna trecută. Deci nu eram în primărie când s-a început discuția despre acea zonă și dezvoltarea acelei zone, pentru că este normal ca la poalele cetății să se dezvolte o zonă de agrement și să se dezvolte o zonă turistică. A fost depus un proiect cu o cofinanțare foarte mare, despre care, nefiind acolo, nu pot să vă povestesc foarte multe, dar știu că a fost retras pentru că gradul de îndatorare al primăriei nu putea permite implicarea într-o astfel de cofinanțare, un 40%. În emisiunea trecută îmi spunea domnul primar că era undeva la 60% la un moment dat. Da, probabil. Urmă, nu eram. Da. Doar că acest proiect care am ajuns noi să-l facem acum e inițiat de atunci. Și noi, proiectul care îl avem acum, îl avem cu 2% cofinanțare.
cel... Ceea ce este aproape suportabil. Da, e puțin și ajutorul vine și dintr-o... se pot obține foarte ușor credite care vizează cu finanțarea. Pentru că odată ce un proiect a trecut de o evaluare a unui evaluator pe proiecte europene și băncile sau trezoreria sau acordă foarte ușor un credit pentru cofinanțarea unor astfel de proiecte. Bun. Deci acest proiect n-a putut fi făcut atunci pentru că nu erau posibilități financiare. Da. Și cofinanțarea era mai mare și gradul de îndatorare era mare al orașului. Exact. Bun. Am depus al doilea proiect. Deci asta a fost prima dată când, înainte de a veni dumneavoastră în primărie. Da. După aceea, ați depus al doilea proiect. Și poate e interesant să povestesc tot parcursul acesta, pentru că a fost o epopee. Al doilea proiect includea zona care este acum cu anfiteatru, includea parcul cetate, includea o pistă de biciclete până la capătul digului și înapoi, includea monumentul vânătorilor de munte. Era un proiect integrat. Am primit un răspuns de la finanțatori că a picat la etapa administrativă. Există o lege care nu ne permite să construim mai mult de 10% din spațiile verzi. Și a început o dispută pe care administrativă noi am contestat respectiva decizie. Ne-a fost amânat de 3 ori. Răspunsul la contestație mi s-a părut ciudat, vă dați seama. De obicei primim un răspuns la contestație. Ei, speța era atât de încălcită încât până la urmă am primit răspuns că nu ne se acceptă după vreo 3 luni, cred. Și atunci am zis, era vorba de parcul cetate, mult disputat, o parcul cetate pe care un era loc inclus, care trebuie în să proiect. Devină în timp emblemă. Exact, da. Și care a fost inclus inițial în proiect. Ei, atunci ne-am dat seama că trebuie să regândim tot proiectul. Am scos parcul cetate ca să eliminăm disputa cu 10% spațiu verde. Am scos tot ce ne încurca și am mers pe obiectivul principal. Considera noi că un oraș turistic trebuie să se dezvolte și pe zona de evenimente, pentru că un oraș fără viață nu atrage mai mulți turiști. Cum încercăm noi să facem, să creștem numărul de vizitatori și de turiști în oraș. Și este clar că noi făceam evenimentele în parcul de la cetate, care parc ar trebui să fie destinat, nu știu, locurilor de joacă pentru copii. Parcul-i parc. Trebuie o zonă specială pentru evenimente. Și atunci am depus acest proiect a treia oară și ne-a și fost finanțat, dar am fost la limita, la o zi, de a ne pica. În sensul că ne-am chinuit foarte mult să obținem un aviz de la mediu și de asta zic că domnul primar face parte activă din echipa asta de proiecte, pentru că a mers personal la Piatra Neamț, a mers și la mediu, a mers și la ADR, a mers și la prefectură și a reușit să depășească acest moment. Eu 2 săptămâni m-am chinuit, mă vedeam în audiență la ministru, atât mi se părea că aș mai putea face, mai mult decât ce făcusem deja. Ei, el într-o zi a rezolvat această problemă și noi avem în ziua de azi un proiect finanțat. Și dacă n-ar fi făcut dumnealui personal un drum la Piatra Neamț în ziua aia, nu aveam acest proiect. Acum sărim de la una la alta. Proiectul acela, săptămâna trecută, discutam despre el, dar foarte pe scurt așa. Care e stadiul acum? În acest moment am semnat contractul de execuție lucrări. S-a reușit până la urmă. Da, durează foarte mult, că lumea nu înțelege. Durează foarte mult, el are din momentul semnării contractului, în ceea ce privește lucrările, de exemplu, un astfel de contract are 2 etape, proiectarea, proiectul tehnic și execuția. În funcție de amploarea unui proiect, proiectarea poate dura 1 lună sau poate dura 4. Că oamenii spun, da, ați pus acum 5 luni cu anfiteatru. Am pus, între timp s-a făcut PTU, care a mers la ADR și a fost aprobat, care a venit înapoi, care l-am scos la licitație, care și toate etapele astea. Da, se semnează contractul și acolo scrie undeva contract pentru proiectare, exact, și execuție. Și execuție. Și proiectarea durează, pentru că se fac liste de cantități, se dau detalii. Exact. Ca să un proiectant să dea în detaliu tot ce ar trebui la acel anfiteatru, vă dați seama că spune câți metri cubi de beton, câte... Se până spune la tot. Ultima priză. Da. Adică ceva timp. Eu vă dau un exemplu. Când a fost proiectul pentru groapa de gunoi, prima groapă de gunoi la Piatra Neamț, guvernul danez,
au venit niște băieți din Danemarca, niște oameni care și-au zis, nisipul ăsta nu are grosimea normală, îl scoate și puneți altul. Și ăștia s-au șocat. Da, acum așa nu se mai șochează nimeni. Deci, da, da, așa se făcea atunci. Au înțeles oamenii că așa se face. Așa se făcea. Da. Și acum așa se face. Și atunci, fără asta, nu poți. Da, da. Bun, și deci ați ajuns să semnați contractul, urmează proiectarea. Proiectarea s-a făcut. S-a făcut. Da, deci, practic, și am semnat acum execuția. Într-o săptămână, două, va începe organizarea de șantier și efectiv lucrarea în teren. Este o veste bună. Da, pentru noi este minunată. Că și care, seama, care e timpul de execuție? Cam aproximativ. Timpul de execuție, sper să nu mă înșel, dar cred că e undeva la 2 ani. Acum, timpii ăștia de execuție se dau cu o marjă de eroare în plus, pentru a nu fi nevoiți să facem acte adiționale. Dar oricărui constructor serios îi convine să facă execuția cât mai repede. Câștigă banii cât mai repede. Pentru a-și încasa banii și a merge la următoarea lucrare. Și dumneavoastră aveți tot interesul să termine cât mai repede. Da, și noi, dar și constructorul. Da. Nu doar în cazul ăsta. Cam în toate cazurile ar trebui să fie. Bun. Ne întoarcem la proiecte. Asta este un exemplu de cum se ajunge la un proiect. Și în câți ani. Trecem și peste celelalte probleme, că nu mai găsești proiectanți, că nu mai găsești constructori. Că am avut o speță cu blocurile. Acele reabilitate, nu? Da, noi am pornit de la 10 blocuri și am făcut unul. E ceva de povestit și pe subiectul ăsta. Vă rog, haideți că lucrurile astea de obicei nu se spun și e păcat. Și nu se știu, da. Și e păcat că nu se spun. Eu am fost șocată să văd că am văzut niște comentarii pe Facebook că spunem lucrurile astea în perioada electorală. Dar noi n-am avea ce să spunem în perioada electorală dacă ne-am apucat acum de ceva. Adică sunt lucruri începute cu 2-3 ani în urmă și ăsta cu blocurile la fel. Are cel puțin 3 ani de discuții. Și noi am reușit aici un lucru. Gradul de absorpție pe această axă a fost de 0,4%, nu știu, ceva infim. Noi am reușit finanțarea unui bloc pornind de la 10 blocuri. Și care e explicația? Sunt foarte mulți oameni implicați, proprietari, care ar trebui să dea tot felul de declarații. Și ca să vă dau un exemplu ce poate părea suspect pentru un proprietar, trebuie să dea o declarație că e de acord să dea jos pe banii lui anveloparea făcută. Adică pe banii lui? Da. Dacă e un bloc care are la parter un spațiu comercial într-un apartament, el intră cu 100%. Și dacă nu semnează un astfel de caz, nu, noi tot blocul nu-l putem băga în programul ăsta. Dacă programul se referă, are mai multe părți de finanțare, nu din câte țin eu minte, 30% nu știu cine, exact, 30%. Exact. Asociația de proprietari, noi. Da. Da, da, da. Chiar dacă aici primăria ajută și asociația într-o formă oarecare. Și blocul ăsta, de ce spun că a fost o reușită și am insistat atât de mult să-l depunem? Pentru că am vrut să dăm un exemplu de cum poate arăta un bloc sau cum trebuie să arate un bloc reabilitat energetic. Pentru că nu o simplă învelopare nu rezolvă o problemă energetică a blocului per total. Investițiile care se fac sunt și la acoperiș și la instalații. Se schimbă tâmplăria unde este cazul și normal că atunci încapsularea este mult mai bună și se obține eficiența energetică necesară. Și atunci poate puterea exemplului. S-au făcut ne-am acolo. Dorit extrem de mult, v-am spus, am pornit de la 10 blocuri, fiecare a picat dintr-un motiv ca cele pe care vi le-am explicat, dar ne-am dorit foarte mult să facem măcar unul ca să se vadă un exemplu. Da. Și se pare că a funcționat, pentru că acum avem într-adevăr multe discuții și solicitări vis-a-vis de următoarea etapă. Din cauza că acest program a avut un grad de absorpție atât de mic, organizațiile ADR-ul și organizațiile finanțatoare au decis să transfere banii de pe această axă, să-i ducă pe alte axe cu mai mare putere de absorpție și cu mai mare cerere. Și ca un alt exemplu, că se pare că la fiecare proiect, domnul primar apare în momentul în care ceva se întâmplă să ne blocheze, pe moment pare iremediabil. Noi am văzut că se iau banii de pe axa asta și noi deja lucrasem la 10 blocuri. Și atunci domnul primar s-a dus la ședință la ADR și a spus, ok, dar noi lucrăm la studii de atâta timp, noi vrem
totuși și să noi, am cheltuit da. Bani pentru ele. Noi vrem totuși să le depunem. Am reușit cu unul, poate o să reușim. E clar că am avut determinarea și voința să facem proiectul ăsta. Și atunci au fost lăsați o parte din bani, nu pentru noi, nu se înțelege greșit. Procedura este la fel de transparentă și la fel de competitivă. Lăsați niște bani ca să poată fi accesați. Dar ni s-a dat această șansă datorită intervenției dumnealui de la ședința ADR-ului din momentul respectiv. Da. Nu doar nouă, oricui vrea să depună. Am înțeles. Haideți să vedem și alte proiecte care mai sunt. Dacă tot am vorbit de blocuri și ziceam eu să le spun pe cele care sunt în implementare, dar pentru că sunt legate subiectele, lucrăm în acest moment pe ce spuneam mai înainte, se redeschide această axă cu eficientizarea energetică a clădirilor rezidențiale și lucrăm în acest moment la un proiect de 15 blocuri. Poate părea un pic cam ambițios, dar... Dacă la 10 ați reușit unul, măcar 5 dacă prindeți. Eu nu văd așa. Eu văd că din aia 0,4%, nu știu câte contracte, suntem și noi printre ei. Deci am reușit să trecem un filtru destul de greu de trecut. Și de ce să nu trecem 5 pe momentul ăsta? Eu m-aș bucura... Ele se pot depune pe calupuri de 10 așa. Blocuri și atunci noi depunem 10 și 5 blocuri. Da. Din momentul ăsta nu prea mai au cum să ne pice dintr-un calup. Nu ne pică. Ne pică ori tot proiectul, ori trece, ori... Eu mă mai uit la reacțiile oamenilor și o să revenim la... De asta tot... Și am fost întrebați cum am ales blocurile. Pe un considerent estetic, turistic, am ales în principal blocurile de pe centru orașului. Ele au un mare avantaj. Pe lângă faptul că sunt pe centru, mai au și un mare avantaj. După cum vă spuneam, blocurile care au la parter spații comerciale intră cu 100% și dacă unul singur nu semnează, pică tot proiectul, tot blocul. Ei, astea de pe centru au spații comerciale din construcția blocului, nu intră în proiect și atunci devin dintr-o dată mult mai atractive și eligibile. Da. Dar și faptul că sunt pe centru, adică cred că totuși era normal să începem cu astea. Și, într-adevăr, mai sunt 3 blocuri în zona primăriei, dar sunt printre primele 3 blocuri construite în oraș, adică cele mai vechi blocuri din oraș. Și chiar e necesar și să fie reabilitate. Da, există o justificare dată de vechimea lor și de starea lor de degradare. Știți ce observ eu, fac de atâta timp emisiuni cu primari, cu tot felul de oameni. Există așa o tendință a administrației publice de a se justifica tot timpul. Da. O tendință de a se justifica pe lucruri bune pe care le fac. Nu se justifică pe lucrurile rele. Ori eu când văd că faci un lucru bun, stați un pic. Să știți, cred că e o chestiune a celor care lucrează în administrație publică. După vreun an, doi, cred că ajung la chestia asta, pentru că primăria e un mediu unde oamenii vin cu probleme, corect, la care administrația trebuie să răspundă și cred că e și un efect al sistemului. Probabil ăsta. Că da, dar acum auzindu-vă, noi de-aia am făcut în centru. Păi am făcut în centru pentru că suntem oraș turistic, pentru că aici se pretează la proiectul respectiv și ne bucurăm că am făcut acolo. Știți că noi știți cum privim, că și oamenii din blocul următor, de la din centru, are nevoie de explicații, adică de ce blocului nu-i. Bun, că... explicația vine firesc. Am făcut în centru, deci urmează partea cealaltă. Da. Dar trebuie și cooperarea celor care locuiesc în bloc. Acum noi cooperăm mult mai ușor, având în vedere că am făcut acest bloc și am reușit să-l facem, oamenii ne-au solicitat și ne-au pus mai multe întrebări, dar altă încredere cred că le-a oferit acest proiect reușit. De asta am insistat să explic și acest proiect care este în lucru, că e într-adevăr cel mai mare care îl avem în lucru și cel mai complicat. Și încă ceva, tot timpul îmi spuneți, domnul primar a intervenit, e bine că a intervenit. Da, pentru astea că sunt două asta cazuri este în care rolul, niciunul nu mai era. Asta este rolul celui care trebuie să pună punctul sau virgula unde trebuie. Se pare că a pus-o. Deci să pui punctul sau virgula unde trebuie. Că nu se poate întotdeauna. Dar uite că în cele două cazuri
Și sunt fericite. Valoarea proiectului ăsta de 15 blocuri pe care vreți să-l faceți e mare, nu? Da, e mare. E foarte mare. Pentru că, în fine, și noi am încercat totuși să venim tot timpul cu soluții, mă justific, dar n-am ce face. Justificați-mă. Da, dați-mi voie. Să venim cu soluții în, în favoarea omului, în ajutorul lui. Pentru că există o lege care nouă ne permite să venim cu o subvenție. Știți, ați spus dumneavoastră de procentele astea și procentul cu care trebuia să vină asociația de proprietari era de 25%. Discutând cu colegi de la alte instituții care sunt mai activi, am găsit posibilitatea de a subvenționa pe cazuri sociale acest procent și am ajuns în situația în care cetățeanul, proprietarul, pune 3,5%. 3,5% este... vă dau exemplu în lei, poate să ajungă maxim 2000 de lei. Și să cu 2000 și... de lei să ai și geamuri, și subsol, reabilitat, și acoperiș, și tot ce înseamnă țevăraie, da, și tot ce așa, este acolo. Și peste toate astea am mai venit cu o soluție, introducerea valorii, acestei valori, într-o taxă de eficientizare energetică, plătibilă ca o taxă locală, plătibilă în 3-5 ani, adică, nu știu, împărțiți-i, da, 2000 de lei în 3 ani, cât ar veni... Deci, soluția este clar că e rentabilă pentru cei pentru care... Pentru cetățeni care... este mult, mult dar... dusă spre, spre avantajul lor și... Pentru asta trebuie să poți interacționa cu cetățenii, da, da, și să existe interes și din partea lor. Exemplu, acum am văzut, după ce în ultima perioadă, proiect, am văzut interes din partea dumneavoastră. Eu vă spun că am urmărit cu foarte mare atenție dezbaterile publice pe bugete. Nu numai la Târgu Neamț, da, da, în tot județul. Interesul este, era, că în ultimul an pare că s-au mai schimbat lucrurile, extrem de, cum să vă spun eu, scăzut, ca să nu folosesc alt cuvânt. Lumea nu prea înțelegea că poate influența, da, cu propunerile pe care le face construcția unui buget. Nu foarte mult, ca să fim cinstiți. Că el... Depinde. Deci nu foarte mult. Dar poate influența. Am văzut că și la ultima construcție de buget la Târgu Neamț ați avut, mai multă lume. Publică. Mai multă, da, lume ca de obicei. Ca în anii trecuți parcă nu au fost. Eu aș spune din păcate... Dar din păcate de ce? Pentru că aș fi preferat noi, am fi preferat să fie în fiecare an. Pentru că dintr-o polemică întotdeauna se pot naște idei bune și noi acceptăm o polemică constructivă, fără injurii sau fără atacuri la persoană, am acceptat întotdeauna. Și sau chiar s-au născut idei frumoase din asta. Asta este lucrul cel mai important și aici trebuie să înțeleagă toată lumea. Te duci și ceri, ești luat în seamă. Exact. Nu ceri, construiește altcineva lucrurile așa cum crede el. Poate are mai multe informații decât tine. Dar dacă creezi un grup de presiune pe zona ta, pe asta, dom'le, vrem să facem asta. Și venim. Ce surprinderi mai am încă de când lucrez în primărie, că apropo de grupul de presiune, surprinderea mea este că eu nu consider că ar trebui să creeze grupuri de presiune. Eu de am ce? Spus grupuri de presiune nu, în dar sensul... Dar să vă explic cum, da, gândesc, da, eu. De ce? Pentru că foarte mulți din cei care au venit la noi cu idei de proiecte, cu propuneri, da, propuneri fezabile, bune, toți au fost surprinși că i-am luat în seamă. Încă, și încă mai întâlnesc cu oameni care sunt surprinși că îi băgăm în seamă cu propunerea cu care ei vin și îi ajutăm și îi sprijinim cum putem. Cum ne permite bugetul sau cum ne permit posibilitățile. Sau încă măcar ei în calcul pentru bugetul următor. Eu pentru grupurile astea de presiune le-aș face o propunere să vină să discute. Să vă preseze. Să vină să discute, că s-ar putea să nu fie nevoie de presiune. Adică de ce, da, de ce să facă presiune pentru ceva ce n-au solicitat sau n-au venit direct să, să vorbească și să... Păi aici este și rolul societății civile, dar vom ajunge și acolo. Că știu mare că... admirație am pentru societatea, da, civilă. Ajungem și acolo. Da. Bun, haideți să ne întoarcem la proiecte. Deci, amfiteatru, da, blocuri, ce mai aveți? Mai avem un proiect aici, o să încep din nou, că la fiecare dată s-o nimerit. Acum dau seama în momentul în care vorbim. Avem un proiect în fosta școală din Condreni, pe care am solicitat de la Ministerul Educației să ne dea acordul, s-o ca să puteți transforma. Da. Și am cerut pentru Centru pentru Copii cu Dizabilități. Și acum poate înțelegeți că iarăși este vorba de un proiect inițiat de domnul primar. Nu știu dacă
Pot să-mi permit să spun, dar cred că toată lumea știe, Tudor este un copil cu dizabilități, băiețelul domnului primar. Și îl salutăm pe Tudor. Da. Și lui a fost un practic proiect, se datorează de suflet al dumnealui. Da. Nu era, era centru pentru adulți cu dizabilități, dar centru pentru copii cu dizabilități nu era în oraș. Și acest centru nu va deservi doar zona Târgu Neamț, va deservi că este o finanțare venită prin GAL, va deservi tot teritoriul GAL-ului. Aici vreau să vă spun că eu am apreciat faptul că, iată, s-au atras și surse poate mai micuțe ca valoare, dar totuși ai să faci un centru cu niște bani care îți vin, GAL-ul. De obicei, GAL-urile sunt adresate pentru zona rurală. Da. Există acum și o componentă aceasta de GAL-uri preorășenești, sau cum se cheamă ele, dar e foarte bine. Am înțeles că aveți două proiecte pe GAL. Avem două proiecte pe GAL, dar acest proiect nouă ne aduce un al doilea proiect, că într-adevăr ele poate sunt micuțe, dar proiectul din Condreni, partea de finanțare care vine dinspre GAL se referă la infrastructură, se referă la clădire, la dotare, la reabilitare și dotare clădire. Dar acest lucru ne-a făcut pe noi eligibili pentru a depune pe un proiect POCU, unde nu sunt eligibili decât cei care au câștigat deja un astfel de centru. Haideți, ce înseamnă POCU, ca să înțeleagă oamenii. Că, când spui POIM, când spui așa, lumea zice, băi, ceva acolo vine de Crăciun și îl pui în POC. Este programul operațional pentru resurse umane. Da, deci de pregătirea resurselor umane sau crearea condițiilor pentru. Exact. Așa. Și pe măsura 5.2 de pe POCU nu erau eligibili decât cei care câștigaseră deja un astfel de proiect pe GAL, ceea ce a restrâns cumva competiția pe axa respectivă și noi am depus pe partea de resursă umană un proiect care se află în evaluare pe măsura 5.2 de pe POCU, care să ne permită desfășurarea în bune condiții și în ceea ce privește resursa umană. Adică pregătirea exact, oamenilor. Exact. Și spuneți pe bună dreptate că acesta este un proiect mic de pe infrastructură, cel de pe GAL, însemnând în jur de 200.000 de euro. Ați aduce? Dar am adus un proiect care deja a trecut de faza administrativă. Ăsta e hopul la proiectele europene. Să trecem de etapa administrativă. Puține lucruri se mai pot întâmpla negative, dar ne aduce un proiect de 1.000.000 de euro. Da, și ăla este posibil să te facă eligibil pentru altceva. Exact. Da, da. Deci lucrurile în felul acesta merg. Noi încercăm să le privim tot timpul strategic și să nu facem un proiect, adică ar fi fost ciudat noi să nu depunem pe 5.2, să nu facem efortul de a depune pe 5.2 odată ce am făcut efortul de a depune pe această școală reabilitarea. Pentru că ar fi fost mult mai greu să-și desfășoare activitatea acest centru fără finanțarea resursei umane. Într-adevăr, se lărgește și gama de servicii sociale oferite în acest centru, dar e un câștig pentru comunitate. Adică nu e un proiect lăsat în aer, o clădire făcută care nu are surse de finanțare pentru personal, nu are... Da, și proiectele de genul acesta îți permit chiar să pregătești oameni dacă exact. Proiectul se face cu conștiinciozitate și cu exact. Tot... E dacă chiar ușor. Vrei să faci lucrurile să meargă. De asta încerc să spun că noi gândim strategic, nu vrem să facem proiecte care nu ne sunt necesare, nu aplicăm, am aplicat într-adevăr la tot ce s-a deschis, dar la tot ce s-a deschis și ne-a fost necesar. Nu am aplicat niciodată la un proiect doar pentru că s-a deschis o axă de finanțare. Am văzut eu proiecte de genul, hai să facem un teren de sport. Am avut și hai noi, să apropo facem... de teren de sport, da, am avut o propunere, am discutat-o și am zis, nu credem că ne avantajează. Adică facem un parc și am un exemplu destul de în apropiere. Facem un parc unde, la marginea comunei și când te uiți acolo, este așa un fel de muzeu în aer liber pentru ciori. De aceea, deci când faci ceva, trebuie să te gândești la cum îl folosești. Noi asta încercăm și am avut proiecte la care am spus pas pentru că am considerat că ne cheltuim resurse umane, materiale, fără beneficii puține, într-adevăr, dar nu se pliau pe orașul nostru. Bun. Mai aveți?
Finanțate. Finanțate ultimul, în fine, avem și proiecte mici, o să le enumăr, avem un proiect. Mie îmi plac astea mici. Wi-Fi EU, care ne va permite amplasarea de Wi-Fi în spațiile publice. Adică, ca să înțeleagă toată lumea, te duci, da, te cuplezi free și pe... Și fii și orașul mic, toată lumea va avea internet gratis. Te duci și îți expui și datele tale. Da. De fiecare cum știe să-și securizeze gadgeturile. Da. Și al doilea proiect pe GAL care l-ați menționat este reabilitarea spațiilor verzi de pe centru, pornind de la policlinică. Partea cu blocul ăsta M7 care a fost reabilitat și vis-a-vis, încercăm o amenajare diferită, să-i spunem, cu gazon, cu sistem de irigații. Dacă tot se bagă niște bani. Exact. Da. Vrem să facem ceva frumos și solid. Păi el ar veni așa ca un fel de continuare, dacă tot vorbeați. Da. Deci este zona aceea, se reabilitează policlinica, da, avem zona centrală care... Să știți că se leagă între ele, că în momentul în care am depus proiectul cu spații verzi, ne-am pus problema cum se pun schelele la policlinică când va fi învelopat, adică sunt interconectate. De asta spun, lucrurile așa ar trebui gândite întotdeauna. Da, acum... Noi încercăm pe cât posibil să facem lucruri care să aducă cu adevărat beneficii, în primul rând oamenilor, că oamenii sunt cei mai importanți. Bun, că tot vorbiți de beneficii aduse oamenilor. Cum reacționează oamenii la toate aceste lucruri? Pentru că senzația mea este că multă lume așteaptă să vină totul dinspre zona primării. Da, poate n-am eu căderea potrivită să spun asta și totuși o să dau un exemplu, să zicem că o să spun așa ceva tangențial. Am lucrat o perioadă la o asociație de turism și vorbeam tot timpul de asociație. Asociația erau membri. Nu exista o vreo asociație în aer. Da, asociația sunt membri. Așa e și cu orașul. Orașul sunt oamenii, nu e primarul, nu e administratorul public. Am spus de la început că oamenii sunt cei care... Orașul sunt oamenii. Da, și de aceea poate interacțiunea asta ar trebui să devină mai vie. Și nu se poate aduce, nu se pot aduce critici numai administrației că această interacțiune nu este vie. Și de multe ori ea vine și din alte părți. Cu siguranță ne pot fi aduse și nouă critici, că suntem oameni și... A, bine, nimeni nu vă scutește de critici. Exact. Eu de-abia aștept să facem o emisiune cu telefoane în direct. Da, suntem să vedem ce spun oamenii... Mai făcuse domnul primar câteva sesiuni. Eu l-aștept într-o emisiune și, de ce nu, cu răspunsuri pe loc. Asta se poate, asta nu se poate. Bun. Mai aveți proiecte mici? Mie așa îmi plac astea. Astea cu Wi-Fi nu. Am ajuns deja la proiectele în evaluare. Cele care sunt în fază. Dacă cel cu ambulatoriu mai poate fi considerat în evaluare, având în vedere că mâine se semnează contractul, nu cred. Îl dăm din cu acela proiecte contractate. Uite că mi-am adus aminte. Cum stați cu proiectul Corpul Central de la spital? L-am atins tangențial în emisiunea trecută. Da, este un proiect de o valoare foarte mare, dat fiind faptul că este și monument istoric. S-au făcut câteva drumuri la Compania Națională de Investiții vis-a-vis deci de acest prin proiect. Prin companie, altfel nu se poate. Nu prea nu, prin companie, dar stăm destul de bine privind evoluția lui. Știu că au avut loc discuții între domnul primar și cei de la tehnic de la CNI și săptămâna trecută. Și sperăm că în perioada următoare să intre în CT, Comisia Tehnică acestei instituții. Mai avem noi de făcut câteva modificări la studiul de fezabilitate, care sperăm să le rezolvăm într-o săptămână, două, și sperăm să intre în următoarea ședință de tehnică a dumnealor. Este pe lista de investiții a CNI-ului. Chiar este nevoie de Este și un proiect, știu că este peste 100 de miliarde, proiectul nu mai rețin, 120, 150, nu mai știu, valoarea este foarte mare, pentru că este monument istoric și intră pe restaurare, dar intră și toate dotările din interior, recompartimentări.
Adică se reface... Dacă reușiți să accesați acest proiect, practic spitalul din Târgu Neamț, având în vedere că a fost și destul de bine dotat cu... Faptul că vin și medici tineri și îmi spunea directorul, managerul spitalului că este aproape o competiție pentru medicii tineri să vină, ar putea să devină interesant și... Chiar suntem optimiști în privința asta, pentru că, apropo de ce am discutat, am discutat de ambulatoriu, de investițiile care se fac și prin fonduri europene și prin Consiliul Județean, am discutat de pavilionul central, care noi avem mari speranțe de la proiectul acesta, dar mai avem un proiect în lucru pe măsura 3.1b pentru încă două corpuri de clădire de la spital. Există, cum este axa cu locuințele, cu blocurile, există o axă pentru instituții publice și acolo depunem două clădiri din interiorul spitalului pentru eficientizare energetică. Da, ghinionul și avantajul la spitalul acesta că e pavilionar. Pe de o parte este un ghinion, pe de altă parte poate fi un avantaj chiar în situațiile de criză. Poți să izolezi un corp, poți să faci ceva. Bun, haideți, vă mai acord fix 3 minute pentru proiecte europene. Okay. Vreau să discutăm un pic și despre un domn, ne-a scris aici, și că, domne, ce tot vorbiți atât despre oameni la Târgu Neamț, că ce orașul este îmbătrânit. Sunt foarte... Eu zic că... Fiecare are viziunea lui și are dreptul. Da, nu, eu zic că poate este îmbătrânit, dar să știți că la nivelul populație școlare, chiar dacă ea este atrasă și din comunele din jur, Târgu Neamțul stă destul de bine față de alte zone din județ. Eu nu-l văd așa, de asta zic, fiecare are viziune, deci, o respect pe a domnului care a expus-o, dar eu nu-l văd îmbătrânit. Noi lucrăm foarte mult cu tineri, avem grupuri foarte active și o să vorbim despre asta. Haideți să vedem ce proiecte mai sunt, că poate după aceea, odată, vedem și cum se derulează un asemenea proiect. Da, nu numai cum se obține. Nu numai cum se obține finanțarea pentru un asemenea proiect, ci și cum se derulează. Da. Mai avem un proiect pentru extinderea și modernizarea iluminatului public din oraș, extindere însemnând așa zisa șosea de centură. Nu pot să nu zâmbesc. Mi-aduc aminte când s-a făcut schimbarea Arnăutu Harpa. După un timp, una din temele discutate și destul de controversat a fost proiectul acela de iluminat public cu corpuri luate de la Elba, parcă, dacă nu mă știu, pe un împrumut mare. Ne-am regăsit într-o listă de orașe Smart City, având în vedere acel proiect. Serios? Da, că mă uitam și nu înțelegeam ce scrie. Și zicea, iluminat public cu LED-uri la Târgu Neamț, Smart City. Uite, vedeți că și un lucru... Da. Bun, să revenim. Deci, iluminat public pe zona... În general, zona centrală, zonele și zonele, că avem și băile, oglinzi, aș putea să vă spun străzile pe care se va moderniza, Veteranii, Onroată, băile, oglinzi, Daciei, Vânătorului, Blebei, Vadului, Gheorghe Doja, Victoriei, Ștefan cel Mare și Castanilor, care-i șoseaua de centură. E un proiect de aproximativ 800.000 de euro și la acesta noi estimăm că vom semna, am trecut toate etapele, estimăm că vom semna luna aceasta, sper. Era cam în același stadiu cu ambulatoriu, deci dacă semnăm la ambulatoriu, probabil în ceva timp vom semna și acest contract. Valoare? 800.000 de euro, în jur de 800.000 de euro. Pentru iluminat e o sumă mare. Adică nu e o clădire. Da, vorba de niște stâlpi, rețele, tehnic, dar e o sumă mare pentru, având în vedere tipul de proiect. De proiectul depus complementar cu Centrul de zi pentru copii din Condreni este cu măsura 5-2. Avem pe 4 școli din oraș, pe 3 școli din oraș, spun 4, dar o să vă explic la sfârșit de ce. Pe 3 școli din oraș avem pe axa 10 depuse proiecte pentru reabilitare și dotare generală. Și mă refer aici la Colegiul Tehnic Ion Creangă, mă refer la școala numărul 2, școala Grigore Ghica Vodă și la liceul Vasile Conta. Aceste proiecte, din ce semnale avem noi și din ce discuții se poartă, cele pe școli, nu pentru noi, în toată țara, aceste proiecte ne-au anunțat că au intrat în evaluare. Ele au șanse mari de finanțare.
De unde anul trecut nu erau fonduri pe aceste axe, dar s-au redistribuit fonduri și sunt șanse mari să se... să fie finanțate și la fel în aceeași situație se află și axa 13 și de asta am spus 4 proiecte de școli, pentru că pe axa 13 vorbim de un proiect integrat care include școala numărul 5, grădinița numărul 1, dar și marea majoritate a parcurilor din oraș. Și sunt două corpuri de... E o veste bună dacă se vor fi finanțate. Dar, apropo, cum s-a spus Creșa? Cu lucrările la Creșa? Foarte bine. Da? Da, domnul primar le urmărește mai mult. Eu recunosc că n-am fost de când au început lucrările acolo. Am înțeles că se lucrează destul dar, de repede. Cât de curând se va redeschide. Da. Bun. Ne oprim aici cu proiectele europene. Poate ne mai vedem într-o emisiune și le luăm la puricat așa un pic. Lumea este interesată de subiect, ceea ce este foarte bine. Dar Târgu Neamț, am căzut amândoi de acord că nu este chiar atât de îmbătrânit ca oraș, dar Târgu Neamț are o componentă activă pe care noi ca organ de presă am apreciat-o. Componenta aceea numită, sună urât ONG-ul, mie îmi sună urât, asociații care se implică în viața orașului. Și când am putut, am mai promovat asemenea. Primăria a sprijinit aceste asociații. Nu așa cum se sprijină, de exemplu, în orașele mari sau unde există niște fonduri foarte mari sau Consiliul Județean, dar a sprijinit. Vorbiți-mi un pic despre această componentă a vieții sociale din Târgu Neamț și legătura ei cu administrația locală. Această componentă mie mi se pare una extrem de importantă și poate nu toată lumea îi dă atenția cuvenită. Dar ONG-uri înseamnă, în primul rând, oameni care fac ceva din pasiune. Și cred că dumneavoastră puteți să-mi confirmați că în momentul în care intervine pasiunea, voluntariatul, lucrurile se mișcă altfel. Știți ce este ciudat? Oamenii ăștia pun suflet în tot ce fac. Știți ce este ciudat? Că acești oameni care vin ca voluntari, care vin și fac, sfârșesc prin a aduce și fonduri în comunitatea respectivă. Exact. Și nu beneficiază întotdeauna cei care aduc fonduri de ele. Și aici este lucru cel mai interesant. Da, cu siguranță. Se atrag foarte multe fonduri prin intermediul ONG-urilor. Noi chiar am fost, nu știu dacă atacați, să-i spunem întrebați, vis-a-vis de o asociație a orașului care se cheamă Asociația Ansamblu Ozana. De ne-am hotărât noi și să-i schimbăm numele, că poate induce lumea în eroare și am cerut denumire de la Ministerul Justiției să-i schimbăm numele, se va chema Asociația Culturală a Orașului Târgu Neamț. Pentru că... De fapt asta era. Era Asociația Ansamblu Ozana, dar ea asta este, dar se înțelege mai clar, zic, poate și asta induce în eroare. Asociația Culturală a Orașului Târgu Neamț, de ce? Pentru că un ONG are anumite beneficii și vă dau, ca să trecem pe ăsta de accesare de fonduri, sunt axe care doar, pe cultură foarte multe din axe, doar ONG-uri primesc la finanțare. Dar mai sunt și cele legate de posibilitatea sponsorizării. O firmă, ca să poată sponsoriza, poate sponsoriza la un ONG care e înscris la finanțe în direcția asta, ca să-și poată deduce respectiva cheltuială. Și noi am primit și sponsorizări multe, și donații. Și foarte multe firme s-au săturat să plătească impozite și preferă să direcționeze, au un fond acolo pe care îl pot direcționa. Nu vorbesc de cei 2% pe care îi pot. Un alt fond, un fond pe care îl poți direcționa cu țintă spre precisă. Dom'le, eu firma asta, vreau să dau banii pentru, nu știu, organizarea unui festival folcloric. Sau pentru ceva de genul acesta. Da. Și ea și-a mai, această asociație și-a mai regăsit ca un domeniu de interes. Există în oraș grupurile mari, le spun eu. Grupurile mari însemnând ansambluri folclorice, însemnând străjerii cetății, dar ei deja funcționează sub tutela TOR. De fapt, ei acolo au fost... Părintele Filip se ocupă de ei. Dar noi încercăm prin această asociație să sprijinim grupurile mari.
și să-i ținem lângă noi. Este o trupă de teatru care s-a înființat de ceva vreme, pe care i-am ajutat prin intermediul asociației să meargă la două festivaluri, nu cu sume mari, dar este corala Bazil Anastasescu, pentru care am găsit soluții tot prin intermediul asociației să participe la festivaluri internaționale. Știți cum se spune? Mă scuzați că vă întreb. Dom'le, se pierd tradiții, se pierd grupurile folclorice în momentul în care... Normal că se pierd dacă ele nu au un punct de sprijin sau un loc în care să poată veni. Toată lumea în care se plânge că se pierd, dar mi se pare că oamenii nu înțeleg că ele trebuie susținute ca să nu se piardă, cum este și cu festivalul de pe 2 ianuarie. Tot timpul noi am considerat că acele premii care se dau trebuie să fie consistente pentru susținerea de la an la an a acestui festival și a tradițiilor locale. A fost o critică, cred, destul de... sau poate mi s-a părut mie asta cu organizarea de evenimente la nivelul orașului. Este... Odată sunt multe motive, dar un oraș turistic fără evenimente e ca un spațiu gol. Turismul de evenimente e un turism pe care orice oraș și trebuie să-l ia în calcul. Efectele lui se văd în timp. Și, zicem și noi, calitatea crește exact, de la an la an. Bine, dacă sunt făcute cu seriozitate. Zicem noi că am încercat să facem lucruri care se pliază pe zonă, care se pliază pe zona turistică. Am încercat să ne ducem dinspre evenimentele de masă, să mergem spre evenimente de nișă, nu mai mult zilele orașului, cum au fost organizate anul trecut și prin, cumva, pornind și de la ideea dumneavoastră. De ce să nu spunem că am avut o discuție în acest sens? Da, și am zis, domne, mai lăsați alea și faxați-vă pe lucruri locale. Și a fost o idee care s-a dovedit fi foarte bună. Eu vă spun că am văzut niște grupuri și niște copii senzațional. Nu mai vorbesc de acel spectacol făcut în parc, în care veneau părinții, lumea. Deci a existat o emulație. Exact. El poate fi crescut și de aici poți crește talentele proprii. Asta nu înseamnă că trebuie să renunți total la celălalt gen de manifestări câteodată. Asta poate ar trebui să înțeleagă oamenii că sunt multe gusturi în materie de cultură și de arte și cumva poate sunt fan rock și aș aduce doar spectacole rock în oraș, dar nu, noi nu facem asta. Încercăm să ne pliem pe gusturile consumatorului de cultură și asta poate ar trebui să înțeleagă cei care ne spun că facem paranghelii pe bani publici, poate ați văzut niște comentarii de felul ăsta, dar în orașul nostru sunt oameni care consumă cultură, sună pragmatic, dar este corect. Dar sunt oameni care își doresc să participe la un eveniment cultural, sunt oameni care își doresc să aibă copiii lor un spațiu unde să se dezvolte artistic, cum sunt ansamblurile sau... Deci, casa de cultură trebuie să devină un loc în care să poată veni oricine să se producă. Exact. Trebuie să mai ai și alte asemenea locuri. Eu nu înțeleg de ce eu aș vedea asemenea locuri și în școli, și în alte zone. Dar totul trebuie, cum să spun, fără o anumită coordonare nu se poate face nimic. Nu. Și fără o anumită strategie, că se aplică același lucru ca la proiecte europene. Adică vă dau un exemplu, am avut un spectacol de stand-up și eu n-am fost, dar mi s-a spus că s-a mai vorbit vulgar și atunci am zis, dar totuși noi când muncim și facem, nu știu, școala lecturii, proiect finanțat de AFCN sau facem cursuri de actorie, nu le facem noi, dar se întâmplă în Casa Culturii sau... Proiectele care vrem noi să le facem nu prea se pliază cu... Știu că tinerii gustă, dar poate spațiul potrivit este spațiul privat pentru astfel de evenimente. Dați-mi voie să vă spun că acest gen de spectacole au devenit emblematice pentru televiziuni naționale. Cu girul CNA-ului, ceea ce este greu de înțeles. Dar, într-adevăr, domne, un spectacol... și mai este o problemă. Spectacol, când spui spectacol, înțelegi, în primul rând, o chestiune la care te duci asumat. Da, te duci să te uiți dacă îți place sau nu îți place. Ce este important, aminteați de critici, ce este important ca din aceste critici să se extragă ce este bun și ce poate fi îmbunătățit. Ori, din punctul acesta de vedere, cel puțin zilele orașului de anul trecut au fost un exemplu. Dom'le, hai să ne pliem, să vedem
Ce poate să se întâmple? Da, au fost critici la modul că facem prea multe evenimente, că facem, că ne, nu știu, cumva că ne dezvoltăm prea mult în direcția asta, dar poate fără să vadă câtă muncă e în spate. Și apropo de ONG-uri, că mult din această parte de evenimente o susțin ONG-urile. Da, și dacă facem un calcul, chiar îmi propusesem să fac astăzi un calcul, erau pe Casa Culturii, de exemplu, bugetul pe evenimente era de 2.600.000.000 dintr-un buget total, cel inclusiv și 2.600.000.000 lei vechi, ca da, să fie da, lucrurile clare. Ca altfel vin și eu și mă angajez la Casa de Culturii. Nu știu dacă e 1%, nu, cred că e 0,5% din bugetul orașului, cel care include și proiectele europene, mă refer. Adică E prea puțin din punctul meu de vedere. Dar mai ales că acum Casa Culturii este una din puținele din județ care poate găzdui inclusiv o piesă de teatru. Găzduiește. O piesă de teatru, un concert. Adică este... Aproape în fiecare zi se întâmplă ceva în Casa Culturii. Păi în timpul în care facem noi emisiunea am văzut niște copii în sala cealaltă care făceau o repetiție. Da, pentru că este părinți, un spațiu care trebuie să-i ajute pe ei să se dezvolte și nu doar pe ei. Avem Corala Bazila Năstasescu care face repetiții în fiecare marți aici. Să se regăsească, să spunem. Da, trebuie să fie un centru din care... Să se manifeste. Da. Da. E normal și sunt oameni care au această necesitate culturală. Știu că nu toți, dar poate ar trebui să fie mai... Știți ce ar fi bine? Să vedem și un om care conduce un ONG, tot îmi scapă numele... Viorela Chiper. Viorela Chiper. Uite, eu aș fi fericit să o am pe Viorela Chiper într-o emisiune, să povestească ea cât de greu a fost la început, când făcea niște acțiuni și se chinuia să aducă și, niște oameni. Da, nu găsea și, parteneri, nu găsea... Exact. Și cum a ajuns să devină un ONG respectabil? Gândiți-vă că anul trecut Puzzle Optimist, cred că au avut peste 20 de proiecte, nu mă refer ca lider, da, că aici sunt lider sau partener. Sau partener. Da. Da. Puzzle peste Optimist, așa, că mi-a plăcut și numele. Peste 20 de proiecte înseamnă bani aduși în oraș. Eu cred că sunt peste 50.000 de euro. Știu că e unul care l-am desfășurat pe Ținutul Zimbrului și era de 15.000 de euro. Deci 20 de proiecte dacă trebuie să însemne... Dacă ai 20 de asemenea asociații, deja... Deja vorbești despre lucruri sfinte, adică da, aduci bani aproape că de nicăieri. Exact. Aproape de nicăieri. Exact, da. Și apropo de ONG-uri, că aș fi vrut să spun că anul acesta au fost alocați bani pentru pe legea 350 pentru depunerea de proiecte. Deci este pe o lege care permite ONG-urilor să aplice pentru diferite activități, da, pentru finanțare pe diferite activități. Am fost întrebați de ce nu luăm banii ăștia de la ONG-uri să-i ducem la stațiunea Oglinzi. Acum, fără să zic că n-ar fi nevoie de bani la stațiunea Oglinzi, sunt necesari banii ăștia pentru ONG-uri. Și dacă tot am dat exemplu puzzle-ului optimist, de exemplu pe categoria tineret, ei cred că pot obține undeva până la 15.000 de lei ca finanțare locală. Un ONG care aduce 50.000 de euro, să zic, nu știu suma exact, oricum e o sumă mare cât a adus anul trecut într-o comunitate, să-l finanțăm cu 15.000 de lei. Pentru o activitate care se desfășoară tot în oraș. Exact, și da. Și care da, poate să producă nu beneficii. Nu mi se pare mult sau nu mi se pare că ar putea fi pus în balanță în felul ăsta. Pentru că acești tineri și acești oameni, cum e și părintele Filip cu străjerii, muncesc foarte mult și ne reprezintă mai mult decât frumos și onorabil oriunde merg. E vorba și de imaginea orașului. Doamna Gianina Fădăreș, vă anunț că am depășit timpul alocat de o oră. Nu e o problemă, pentru că nu suntem în niște reguli foarte stricte aici. Ce mă bucur eu este că nu numai că l-am depășit, dar ne-a urmărit și lume. Și oamenii sunt interesați de toate aceste lucruri, ceea ce ne îndeamnă să mai facem emisiuni de la Târgu Neamț. Mi-ați dat o idee, poate invităm și niște șefi de ONG-uri. Da, să șef știți că de ONG-uri, merită să-i ascultați. Pentru că nu numai să-i ascultăm, ci să-i vadă lumea. Trebuie. Și să
să vadă că sunt oameni normali și pasionați să pentru ceea ce sunt fac. Sunt greu de convins să iasă în față, cel puțin cei care mi-au venit în minte mie acum, dar oamenii trebuie să-i vadă, pentru că puterea exemplului lor este una mai mult decât pozitivă și instructivă. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Mulțumim de interes și de invitație. Sperăm să existe același interes din partea administrației și în continuare. Și pentru că sunt foarte multe lucruri de discutat. Deci eu vreau neapărat să fac o emisiune pe fenomenul cerșătoriei și tot ce înseamnă lucrurile asociate acestui fenomen. E foarte bine că ești oraș turistic de importanță națională, dar acest fenomen trebuie stopat. S-au făcut încercări, s-au făcut pași, dar probabil că sunt și lacune legislative. Exact, și este un subiect care noi niciodată nu am încercat să-l ascundem sub preș. Ne bucură interesul dumneavoastră de a-l prezenta, pentru că de multe ori populația nu este corect informată și nu știe de toate activitățile pe care noi le desfășurăm în această direcție. Și aici merită o dezbatere chiar făcută. Poate vine cineva și de la poliție, poate vine cineva, de ce nu chiar și din domeniul justiției. Ar fi bine să vină cineva. Pentru că, da, justiția este oarbă, da? Ok, este oarbă, dar totuși când ai cazuri și îți vine un același om de 6 ori cu aceeași propunere și el îi trimis după aceea din nou la cerșit, parcă lucrurile nu sunt în regulă. Și mai sunt și alte lucruri. Da, uite, vreau să discut cu cineva despre sport la Târgu Neamț. Un alt subiect, câteodată sensibil, câteodată foarte... apropo de sport, m-am la ședința de consultarea pe buget. Așa? Ați urmărit-o cumva? Da, o parte din eu nu ea, sunt da. Microbistă. Așa, și s-a spus de ce ați abonat la fotbal. Eu sunt mare susținătoare a ONG-urilor și într-adevăr s-a pus întrebarea cu fotbalul. De ce dăm atâția bani la fotbal? Și eu, care nu sunt microbistă, m-am hotărât să răspund, dar am răspuns cu atâta pasiune că se uitau toți la mine de parcă eram cel mai mare. Nu, că nu v-am văzut pe la stadion. Eu am venit la meci. Cred că mă linșează pe mine dacă merg la un meci de fotbal. Eu am mers la meci, nu v-am văzut acolo, am văzut pe alții. Eu am încercat să explic altceva la acea ședință, că e un sport, e cel mai popular sport și are un grup țintă foarte larg, nu? Grupul țintă nu-i strict echipa. Și e păcat, bine, s-au pierdut niște generații. Da, chiar s-au pierdut niște generații. Noi, dar e păcat să dacă nu... Dacă noi renunțăm acum în urma acestor discuții, mi se pare atât de important să vorbim cu oamenii și să le explicăm. E un sport care merită susținut, e mai scump, dar merită susținut pentru că noi nu susținem o echipă de 20 de oameni cât e acea echipă. Noi susținem și echipa de juniori care vine din urmă și crește. Noi îi susținem și spectatorii microbiști care vor să participe. Și vă spun participe. Ca unul care cât de cât mă mai pricep, am văzut echipa de juniori și sunt cel puțin 3 copii, 4 acolo, care sunt realmente talentați, da, foarte talentați și care merită. Și dacă încurajezi asemenea talente, pot aduce și beneficii în zonă. Eu nu am mai văzut asemenea emulație în jurul stadionului de când eram copil. Și eu nu particip la niciun meci de fotbal. Eu am văzut la Târgu Neamț de când era echipa de handbal. Fete. Da, eu am practicat handbal. Deci de când era echipa de handbal fete și se aduna pe stadion, pe terenul acela din spate terenul. Și era lume entuziastă și venea acolo și când era echipa de fotbal... De ce să nu o spunem? Și preluată de domnul Gârbea, dacă nu mă înșel. Deci așa, și era o echipă care avea jucători cu pretenții, nu orice fel de jucători. Da, doar că e un sport care merită să și e un subiect de o emisiune. Deci recunoașteți că este subiect sportul la Târgu Neamț, pentru că aveți și culturism, aveți multe alte lucruri. Exact. Să întrebăm un pic dacă își fac și datoria profesorii de sport întotdeauna, pe măsura condițiilor pe care li se oferă, dacă li se oferă. Și aici iarăși este o posibilitate a unei dezbateri. Vă mulțumesc, eu vorbesc foarte mult, ne oprim aici și să ne vedem sănătoși, oameni buni, săptămâna viitoare, să vedem până atunci cu cine vom face emisiune. Sărut mâna, mulțumim, la revedere! La revedere, o seară frumoasă!